Lucrarea protetică provizorie este o restaurare dentară provizorie realizată de tehnicianul dentar. Urmăriți o lucrare protetică provizorie pe modelul de gips. În zilele noastre nu mai trebuie să părăsiți cabinetul stomatologic fără dinți, indiferent dacă înlocuiți unul sau mai mulți dinți din gură. Uneori acest provizoriu este făcut de medic în cabinet. Vedeți pe ecran cum medicul realizează o coroană provizorie în mod didactic pe un model de gips. Asemenea construcții pot proteja mulțumitor dinții de temperaturi extreme circa o săptămână. Un dinte vital care trăiește și nu este protejat riscă să se îmbolnăvească. Consecința ar fi un tratament de canal. Atunci când din anumite motive este necesar ca pacientul să poarte o lucrare provizorie un timp mai îndelungat, aceasta este de regulă realizată de un tehnician dentar. Lucrarea poate fi din compozit, metal sau chiar ceramică. Pacienta din imagine nu este fericită cu puntea din față. Dinții par mați și chiar toți la fel. Ea își dorește ca noile coroane să fie individuale și nu unite între ele, din această cauză fiind indicat și un implant dentar. În plus, unii dinți stâlpi, ancoră, au tratamente de canale necorespunzătoare, deci dânsa s-a decis pentru reînnoirea acestei zone. În consecință, coroanele vechi au fost îndepărtate, tratamentele de canal reînnoite și a fost plasat un implant. Pacienta se prezintă la amprentare ca tehnicianul să poată realiza noile coroane. Pentru aceasta, a fost îndepărtată lucrarea protetică provizorie și s-a realizat amprenta dentară. După amprentarea dinților, a implantului și curățarea dinților șlefuiți, se procedează la reaplicarea lucrării protetice provizorii. Datorită acesteia, s-au putut efectua fără stres din nou tratamentele de canal și s-a putut implanta. În acea perioadă interimară, pacienta a avut cu ce să zâmbească radios.